Minunile promise buzoienilor înainte de sărbători de edilul Buzăului, Constantin Toma, provoacă tot mai multă indignare printre oameni. De Moș Nicolae, orașul este cuprins de beznă, iar târgul de iarnă, amplasat în centrul orașului, este un veritabil bâlci. Nici patinoarul mobil adus în piața Dacia nu este decât o păcăleală de sărbători. Deși autoritățile garantaseră intrare gratuită, se pare că bunele intenții s-au transformat într-o adevărată afacere. Gratuitatea au numai grupurile organizate între 5 și 50 de persoane, iar închirierea patinelor costă 10 lei. Mai mult, unii clienți au reclamat că nu au primit bon fiscal când au plătit intrarea la patinoar. Am plătit o taxă de 10 lei, intrarea fiind gratuită aici. De bâlciul din centrul orașului Buzău, nimeni nu prea are cuvinte de laudă. Oamenii spun că lipsesc produsele tradiționale, iar atmosfera lasă de dorit. Probabil că ar trebui mai multe de Crăciun. Știi, stârgul de Crăciun, cum se zice. Dar e frumos. Lipsesc produsele tradiționale? Da, lipsesc. Dar probabil că mai e timp, eu știu. Deocamdată nu este suficient de frumos. Probabil când se va termina de ornat, va fi frumos. Va fi. Să vedem. Ce-am căutat eu n-am găsit, dar nu vă spun ce, dar realitatea e că ce-am căutat nu am găsit, deși am doar roată, în special un produs din lână, nu l-am găsit. Puțin cam scump, produsele cam scumpe, măcar pentru copilași cel puțin, nu știu ce. Vin părinți cu copii cu salariu mic sau cu un bunic o pensie micuță cu 4 lei porumb fiert. Copilul poftește. Cam scumpe. Mai mult, de Moș Nicolae, în oraș nu au fost instalate ornamente sau lumini de Crăciun. Reprezentanții primăriei dau asigurări că vor urgenta lucrările, dar se feresc să dea o dată exactă când oamenii se vor putea bucura de o veritabilă atmosferă de sărbători. Dacă nu cumva Buzăul va sărbători Crăciunul și Anul Nou perit vechi.